Suntem la cina Domnului și ne-am pus o întrebare. Oare cine sunt cei invitați la masa Lui? Sunt oare eu? Ești tu? Cu alte condiții, cu alte cuvinte, în ce condiții se poate un muritor apropia de masa Domnului? Pe lângă faptul că suntem invitați la masa Lui, Scriptura ne spune și ce condiții trebuie să împlinim ca să putem întinde mâna în blid. În Efeseni, capitolul 2, ni se spune că noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre, dar prin Domnul Iisus Hristos ne-am apropiat într-un fel, prin sângele Lui, am intrat în prezența Tatălui. Și textul continuă, așa că voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Cina Domnului este o masă în familie. Este o masă în familie. Dar oare care este dovada apartenenței mele la familia lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, ce ar trebui să fac unul care fac parte din familia lui Dumnezeu? După ce au intrat pe poarta pe care Petru o descrie în capitolul 2, versetul 38 la Rusalii, pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și apoi veți primi harul Sfântului Duh sau darul Sfântului Duh. Textul ne spune că cei din casa lui Dumnezeu fac cel puțin 4 lucruri în mod regulat, în mod repetat. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, pentru că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Pe urmă, în legătura frățească, o făceau în familiile lor, frângând pâinea împreună și scăldându-se în rugăciuni și venind cu rugăciunile înaintea lui Dumnezeu. Dar oare de ce trebuie, după ce aud cuvântul, înțeleg cuvântul și vin înaintea lui Hristos, invitat de El la masa Lui, care-i rostul rugăciunii? Cred că rugăciunea are menirea ca să așeze pe inimile noastre poverile de pe inima lui Dumnezeu. Rugăciunea are menirea să așeze pe inima noastră poverile de pe inima lui Dumnezeu. De mai multe luni de zile, la cina Domnului ne apropiem de ceea ce Domnul Iisus Hristos a trăit, a experimentat în Matei, capitolul 9, versetele 35 la 38. Sunt cel puțin trei lucruri pe care le putem scoate din text. În primul rând, programul lui Dumnezeu, ce-l preocupa pe el. În al doilea rând, povara de pe inima lui Hristos. Și în al treilea rând, provocarea pe care, practic, prin rugăciune, Domnul Iisus dorește să o pună pe inima ucenicilor, pe inima bisericii lui. Veniți să privim programul Domnului Iisus Hristos. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod, în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Făcea trei lucruri. Învăța, propovăduia și vindeca. Acum, de obicei, cei din vremea lor, din vremea Domnului Iisus, veneau în prezența Lui pentru bolile lor. Și Domnul Iisus se atingea de fiecare dintre ei. Dar în programul Lui, elementul central îl ocupă propovăduirea sau învățarea adevărurilor despre împărăția lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc la un singur text din Marcu, capitolul 1, versetul 38, Domnul Iisus este în Capernaum, în casa soacrei lui Petru, scuturată de friguri, o vindecă și la poarta casei se adună o mulțime de bolnavi. Și Domnul Iisus își petrece seara până târziu vindecându-i. Și când cade întunericul, Domnul Iisus dispare, se duce în munte să se roage. În zorii zilei, ucenicii îl caută disperați. Doamne, vino, mulți te așteaptă! Și Domnul Iisus le spune, lăsați-i, veniți să mergem prin satele vecine și cetățile vecine să propovăduiesc Evanghelia, căci pentru aceasta am venit. Și în timp ce călătorea prin sate și propovăduia Evanghelia și învăța norodul, El se încarcă cu o anumită povară. Știți de ce? Pentru că când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și a zis ucenicilor săi, și astfel, dragii mei, așează povara de pe inima lui, pe inima ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Pe ucenicii
lui și pe ucenicii de-a lungul istoriei. Povara aceasta trebuie să fie și pe inima noastră. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Care-i rostul rugăciunii? Manu ne-a vorbit dimineață despre ea, învață-ne să ne rugăm, trecând prin psalmii cu context istoric, dar rostul rugăciunii este să ia poverile de pe inima lui Dumnezeu, să așeze aceste poveri pe inima noastră. Ne adunăm la cina Domnului, ne adunăm ca și biserică, să ne încurajăm unii pe alții, ca să ne însușim într-un fel, să ne încărcăm cu poverile Lui. Cu alte cuvinte, să înțelegem principiile care guvernează implicarea în misiunea Domnului Iisus Hristos. De multă vreme în biserica noastră vorbim despre bătălia pastorală, misionară și cred că o știți deja pe din afară. Citiți-o cu mine. Prin puterea Lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea Lui, sporind și contribuind la cunoașterea Lui și la ascultare de El. Prin puterea Lui Hristos să fim, să facem ucenici asemenea Lui. Ca să devii ucenicul Lui, un ucenic este în atelierul Lui Hristos, modelat într-o chipul și asemănarea Lui Hristos și de aceea trebuie să sporești în cunoașterea Lui. Dar ca să faci ucenici, trebuie să ajuți pe alții să crească în cunoașterea Lui. Și apoi ne încurajăm unii pe alții, părinții, copiii, tineri și bătrâni, întreaga biserică, la ascultare de El. Și în felul acesta, dragii mei, am pus înaintea noastră câteva principii care Domnul Iisus le-a așezat înaintea noastră. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Observați, între a vindeca pe bolnavi și a propovădui Evanghelia, prioritatea lui era propovăduirea Evangheliei. Lăsați-i să mergem și în altă parte, să propovăduiesc și acolo Evanghelia împărăției. Pentru că chiar dacă Domnul ne-ar vindeca toate bolile, ne-a rezolvat toate problemele, dragii mei, tot iadul ne așteaptă fără Dumnezeu. Singura noastră șansă este ca adevărul Evangheliei să ne atingă, să ne schimbe, să ne mântuiască. Și de aceea spune Pavel în Roman, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, ea-i puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și de aceea bătălia noastră pastoral-misionară se așează pe prima dintre principiile legate de implicarea în misiunea împărăției. Misiunea împărăției vizează mântuirea oamenilor. Dragii mei, toate celelalte se subordonează acestui lucru. Toate taberele noastre, toate conferințele noastre, toate întâlnirile noastre, toate predicile noastre, toate dărnicia noastră, toate activitățile noastre, toate programele noastre ar trebui să se subordoneze mântuirii oamenilor. Pentru că ce-ar face un om dacă ar câștiga toată lumea? Incluzând până și sănătatea și bunăstarea lui materială, dacă și-ar pierde sufletul. Și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Și de aceea, bătălia pastoral-misionară vizează oameni. Un al doilea principiu, le vă amintesc doar ca să ajungem la ziua de astăzi, secerișul fiind al lui Dumnezeu este croit pe măsura lui, nu pe măsura mea, nu pe măsura ta, nu pe măsura noastră. Mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Dragii mei, când Dumnezeu ne deschide ochii și începem să vedem secerișul lui Dumnezeu, stăm înmărmuriți în fața nevoilor incredibile care se deschid înaintea noastră. Mare este secerișul, spune Domnul Iisus Hristos. Dar cât este secerișul? Cât e lumea asta toată? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, oricine din miliardele de oameni născuți pe planeta aceasta, oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar noi suntem limitați. Intrăm în secerișul lui Dumnezeu, în bucățica noastră de holdă, cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dar este un lucru extrem de important. Dragii mei, imaginați-vă câtă bucurie aducem lui Dumnezeu, gândind și visând la imensitatea secerișului Lui, nu la puținul pe care îl avem noi. Și de aceea, un alt principiu este, visează la ce s-ar putea face.
Nu te lăsa limitat de ceea ce acum poți face din pricina resurselor limitate, a posibilităților limitate pe care le ai. Dacă secerișul lui Dumnezeu este imens și atâta este tot ce am eu, dragii mei, ce mă împiedică să visez la ceea ce s-ar putea face? De obicei, implicați în diverse lucrări, obosim. Pentru că viața e complicată și viața e cu susurile și josurile ei, dragii mei. Dar în momentul în care, obosit fiind, nu mai visez la nimica, în momentul acela lucrarea moare în mâinile tale. Tot ce-ți cade din inimă, pentru că ți s-au blocat, ți s-au terminat visurile cu privire la ce s-ar putea face, scade din mână. Și de aceea nu lăsa ca ceea ce ai, resursele care sunt la dispoziție, să-ți limiteze visele, visurile. Vorbește cu bucurie despre secerișul lui Dumnezeu. Chiar dacă potențialul tău, posibilitățile tale sunt limitate. Visează la ceea ce s-ar putea face. Nu uitați, în mâinile lui Hristos, câteva pâini și câțiva pești pot hrăni mii de oameni. Pentru că în ultima instanță este secerișul lui, el este interesat de el mai mult decât suntem noi. Apoi, Manu ne-a vorbit că lucrarea în ogorul lui Dumnezeu, în secerișul lui Dumnezeu, cere un efort de echipă. Cere un efort de echipă. Și echipa care ne modelează într-un fel lucrarea noastră este însăși Sfânta Treime. Dragii mei, atunci când Domnul Iisus era pe punctul de a pleca, nu s-a jenat, nu s-a rușinat să spune Tatălui, Tată, eu plec, țin credințe-ți ție. Tatăl nu i-a spus, asta e lucrarea ta, nu mă interesează pe mine, ci dimpotrivă, i-a luat pe ucenici, a păzit de cel rău și biserica a crescut de-a lungul istoriei. Deși Domnul Iisus Hristos a trebuit să meargă la cruce, prin mormânt, să se înalțe la cer. Lucrarea în ogorul lui Dumnezeu reclamă un efort de echipă. Unitatea echipei se realizează în jurul unei viziuni în care toți cred și pentru care toți luptă. Când unul scapă, celălalt ridică. Da? Când unul scapă, celălalt ridică. Dar imaginați-vă că pentru asta echipa ar trebui să fie conștientă de lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o și de aceea fiecare dintre noi, chiar dacă sunt ocupat într-un colț de holdă, când văd nevoile în celălalt colț, poate pot întinde o mână de ajutor. Unitatea unei echipe se realizează în jurul unei viziuni în care cred toți și pentru care luptă toți. Și astfel am ajuns la următorul principiu. Îl aveți înaintea dumneavoastră și atunci când Dumnezeu te cheamă într-o echipă, contează credincioșia, nu rolul pe care îl joci. Contează credincioșia cu care faci ceea ce ai în mâini, nu rolul pe care îl joci. Și lucrul acesta, practic, îndeamnă pe fiecare dintre noi să punem mâna, să nu stăm degeaba în împărăția lui Dumnezeu. Atunci când Ioan scrie Evanghelia, el termină Evanghelia sa cu afirmația lui de scop. Toate aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și aici ar trebui să termine Evanghelia lui Ioan, pentru că și-a atins ținta. Dar el mai adaugă trei arătări ale Domnului Iisus. Știți de ce? Ca să ne ajute să ne verificăm credința mântuitoare. Toma a lipsit în seara învierii și când vine între ei, Toma, am văzut pe Domnul! Și Toma zice, nu, dacă nu voi pune eu degetul în mâna lui și palma în coasta lui, nu voi crede. 8 zile mai târziu, Domnul Iisus intră prin ușile încuiate și zice, Tomo, vino și pune degetul și palma și nu vine credincios, ci credincios. Toma cade la picioarele lui și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și apoi este pescuirea fără rost, în care Domnul Iisus stă cu peștele prăjit pe cărbuni aprinși și așteaptă ucenicii să se întoarcă în zor din larg. Și pleacă într-o plimbare cu Petru. Și la un moment dat vine Ioan în urmele lor și Petru se întoarce și zice, dar cu acesta ce va fi? Ce-ți pasă? Îi spune Domnul Iisus.
Tu vino și urmează-mă. Paște mielușeii mei, oițele mele și oile mele. Cu alte cuvinte, o credință mântuitoare trebuie să atingă toți cei trei pași. Să-L vezi personal pe Domnul, răsfoind Evanghelile, să te întâlnești cu El în mod personal. În al doilea rând, poți să-i întorci spatele să pleci sau să zici ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar dacă n-ai intrat în jug alături de El, probabil că nu ții de familia Lui, de împărăția Lui, dacă stai cu mâinile încrucișate, n-ai nimic de lucru în împărăția Lui Dumnezeu, credința ta poate fi drăcească, zadarnică, neputincioasă, dar nu este o credință mântuitoare. Care dintre noi nu putem oferi un pahar de apă în numele unui ucenic? Care dintre noi nu putem întinde mâna unuia de lângă noi? Care dintre noi? O, niciunul. Pentru că în ultima instanță, minunea extraordinară este că cel care dă un pahar de apă în numele unui ucenic sau în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Contează credincioșia cu care faci ceea ce faci și nu rolul pe care îl joci în marea echipă a lui Dumnezeu. În marea echipă a lui Dumnezeu. Un simplu pahar de apă poate fi dat de oricare dintre noi. De oricare dintre noi. Care să fie echipa lui Hristos? Dragii mei, pentru că suntem în Biserica Iris, cred că noi toți formăm echipa lui Hristos. Și în echipa asta lui Hristos contează credincioșia cu care faci ceea ce faci. Poate nu poți face altceva decât să zâmbești. Să spui o vorbă bună celui de lângă tine. Fă-o cu credincioșie. Fă-o, dragii mei, cu tot ce a pus Dumnezeu în tine. Sunt istorii și istorii pe care le puteți citi. Și vă aduc aminte doar de un personaj. Un personaj din viața Norei, îl chema fratele Oprea, care atunci când a terminat liceul, a trebuit să completeze o foaie pe care să scrie ce crede el despre Dumnezeu. Și a scris de-a lungul întregii foi, nu există Dumnezeu. A dat-o înapoi și a ieșit din clasă. Așa și trăi, dragii mei, în droguri, în beții și s-a dus să sinucidă. Și în loc să ajungă la calea ferată, a căzut cu nasul în noroi și a rămas acolo. Și o familie se întorcea de la biserică și l-au ridicat, l-au dus acasă, l-au spălat și au vorbit de Domnul Iisus Hristos. Un om tăcut, n-ai fi scos o vorbă de la el, dar avea un schis impecabil, impecabil. Și cu puținii bani pe care avea, cumpăra cele mai frumoase plicuri și cărți de vizită și scria câte un verset. Și le trimitea, dragii mei, peste tot. Lua adrese din cartea de telefon, de pe unde știa. Și pe lângă asta, era un simplu portar la un spital. Din puținii bani, cumpăra un kilogram de făină și puțin ulei sau puțin zahăr, le punea într-o pungă și noaptea le trecea peste gard la familiile cu mulți copii în vremea comunismului. Dragii mei, în echipa lui Dumnezeu contează credincioșia cu care faci ceea ce Dumnezeu ți-a pus în mână. Undeva în Sydney, în perioada războiului, dragii mei, era un om al străzii care s-a ciuit și el într-un cort unde se făcea evanghelizare, pentru că se deau niște biscuiți și nu avea ce mânca. Și a auzit Evanghelia, dar nu știa să scrie. Și ieșind de acolo și-a pus o întrebare, ce aș putea să fac pentru mântuirea lumii? Și-a băgat mâna în buzunar și-a găsit un ciop de cretă. Și nimeni nu știe cum a început să scrie într-o caligrafie absolut perfectă Eternity, veșnicie. Și-a făcut-o întreaga lui viață. Acum este o statuie, dragii mei, în Sydney. Și când am colindat orașul, peste tot era Eternity, Eternity. În echipa lui Dumnezeu, în echipa lui Hristos, contează credincioșia, nu rolul pe care îl joci. Dar vorbim de Biserica din Iris și noi suntem echipa lui Hristos în care fiecare dintre noi putem da cel puțin un pahar de apă. Este septembrie, vara trecut și
activitățile legate de tot ce se întâmplă vara s-au încheiat. Dați-mi voie să înșir doar câteva dintre ele. Una abia s-a terminat aseară, ați venit din tabără, dar săptămâna din iulie a fost VBS-ul, o mulțime de copii, o mulțime de voluntari. Apoi a venit tabăra copiilor în prima săptămână din august, a urmat tabăra tinerilor, apoi tabăra adolescenților, ieșirea la Cârna, apoi ieșirea noastră la Mărișel. Manu ne-a purtat într-un fel pe cărările psalmului sau psalmilor cu context istoric dat și două săptămâni am avut și noi întâlnirea de la Valea Drăganului, de la istoria binecuvântării. Uitându-mă la toate aceste activități, mi-am pus o întrebare. Oare dacă ar fi să ne aducem aminte că Domnul Iisus nu și-a trimis doar ucenicii să facă ce aveau de făcut, le-a dat însărcinarea, doi câte doi, ci ei s-au și întors la Domnul Iisus ca să dea socoteală. Și Domnul Iisus, când i-a auzit, Doamne, până și dracine sunt supuși, i-a corectat și a zis, stați puțin, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Observați, dacă nu există și o evaluare a lucrurilor pe care le facem, de unde știm ce să corectăm pentru data viitoare? Ca să bucurăm mai mult inima lui Dumnezeu, să împlinim mai mult mandatul pe care El ni l-a dat, bătălia pastoral-misionară care Dumnezeu ne-a pus-o în inimă. La plecare ne facem planuri, dar la întoarcere ar trebui să ne numărăm realizările. E adevărat, e foarte complicat în domeniul spiritual. Am întrebat-o pe Nori, vine de la tabăra cu adolescenții, care a fost tema? O facere de ucenici a fost tema, superb. La adolescenți, tema, facerea de ucenici? Dar ca să faci un ucenic, trebuie să fii mai întâi unul. Nu știu cum ați evolua sau evalua ieșirea voastră. Cum am evaluat tot ce se întâmplă între noi? Pentru că altfel, dragii mei, activitățile vin și trec și nu uitați. Domnul Iisus a văzut oamenii, nu s-a mulțumit cu activitățile și povara de pe inima lui au fost oamenii. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, erau ca niște gloate lisipite care n-au păstor. M-am gândit, oare ar fi un câștig pentru biserica noastră dacă în următoarele două săptămâni cineva dintre noi a organiza o întâlnire în care toți cei pe care i-ați văzut amintiți, zecile care au fost implicați la VBS sau în taberele cu copii sau în taberele cu tinerii sau adolescenții sau ieșirea din Cârnea, ți-a auzit pe Alex dimineața sau dacă ne-am adunat, dragii mei, să auzim cu bucurie într-un fel realizările, visele pe care le-am avut, rugăciunile care le-am rostit, dorințele care s-au împlinit sau nu în toate aceste activități. Unitatea unei echipe se realizează în jurul unei viziuni. Dar în viziunea aceea trebuie să creadă toți și pentru ea trebuie să lupte toți. Dar într-o echipă sunt multe roluri, multe activități, multe. Și atunci când ne adunăm în astfel de situații și împărtășim bucuriile sau problemele sau luptele noastre, strângem rândurile la oaltă. Altfel, dragii mei, fiecare cu postata lui, ca și cum mie mi-a dat-o Hristos și nu mă interesează ce se întâmplă. Oare cum se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în echipa Sfintei Treimi când Domnul Iisus a pus jos, Tatăl a ridicat? Cum se va întâmpla între noi? Cred că ar fi un mare câștig. Și nu uitați, Iisus nu s-a mulțumit doar să-i trimită, ci s-a bucurat să îi adune, să-i asculte, să corecteze. Și în felul acesta, ucenicii au deprins căile Domnului, s-au încărcat cu poverile de pe inima Lui, au primit provocarea pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut-o. Dați-mi voie să încep eu toată povestea aceasta și să încerc să dau o socoteală bisericii de tot ce s-a întâmplat, de pildă, în conferința Istoria Binecuvântării. Dar înainte de asta, vreau să-i mulțumesc lui Manu,
Pentru că ce a făcut El cu noi dimineață a fost, în primul rând, să dea jos masca și să devină vulnerabil, să vorbească despre frământările Lui, după care ne-a purtat pe cărările psalmilor cu context istoric dat. Mai ține cineva minte? Mai ține cineva minte cele patru lucruri? Caută-L pe Domnul? Oglindește-te în chipul lui Dumnezeu. Descoperă chipul lui Dumnezeu. Meditează la chipul lui Dumnezeu. Bucură-te de Hristos, împlinirea desăvârșită a tuturor năzuințelor din Vechiul Testament. Laudă-L pe Domnul și nu tăcea. Vorbește despre El. Imaginați-vă dacă ceva asemănător s-ar întâmpla cu fiecare din lucrările din vara aceasta. Și ele încă nu s-au oprit. Misiunea urbană urmează peste 2 luni de zile. Dar aș întoarce la bucuriile noastre din vara aceasta. Este a 24-a conferință, Istoria Binecuvântării, și dorința noastră este una singură și a fost una singură de-a lungul tuturor anilor acestora. Ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și de data aceasta nu o facem ca biserică, ci o facem ca țară, ca Biserica lui Hristos de pretutindeni. Și încă o dată mulțumesc Claudiei Bucur, care ne-a făcut hărțile, ne le face de fiecare dată. Observați, aveți România cu toate locurile din care au venit oamenii, de peste tot din țară. Și în fiecare an sunt oameni noi, tineri tot mai mulți, care îl caută pe Dumnezeu. Dar imaginați-vă să bați drumul pentru o săptămână din Danemarca, din Austria, din Germania, din Moldova, să vii să te aduni o săptămână, dragii mei. Și nu la jocuri, ci la cuvânt. Mulțumim celor care ne-au încântat sufletul cu cântările, Doru și toată casa lui și lui Andrei Ormanji. Uitați-vă la harta din luna august și la oamenii care s-au adunat peste tot, până și din Statele Unite și din Italia au venit oameni la conferință. Un preț uriaș de plătit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că conferințele 24 de ani au menirea de a împrăștia într-un fel ceea ce Dumnezeu ne dă aici și celor din țară, din străinătate, cei care, unii vin și nici măcar nu vorbesc limba română și au nevoie de traducător, dragii mei, acolo, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. În mijlocul nostru a fost cartea Eclesiastul. Și cartea Eclesiastul, într-un fel, te lasă dezamăgit, pentru că nu te duce decât până la judecată. Așa se termină cartea. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar pentru toate aceste lucruri, Dumnezeu te va chema la judecată. Eclesiastul te duce la judecată. Întrebarea este, unde să-L caut pe Domnul Iisus Hristos în această carte? Sau întrebarea este, ce va fi după aceea? Observați, dacă viața este de la naștere până la moarte, dacă viermii sunt destinația fiecăruia dintre noi, am o nedumerire. Ce rost are judecata? Dacă pe toți ne mănâncă aceiași viermi, dacă terminăm în aceeași groapă, dacă asta e tot ce este, și totul e deșertăciune și goană după vânt, judecata mi se pare absolut stupidă, fără niciun rost. Dar pentru că există o judecată, lucrurile nu se termină la mormânt. Și asta este ceva ce ne sugerează Eclesiastul. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, a pus în inimile lor chiar și gândul veșniciei. Cu alte cuvinte, nu-i totul aici și acum. Există o veșnicie, există ceva după moarte. De aceea El își termină cartea în felul acesta. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale și descrie bătrânețea extrem de frumos. Puteți memora un alt psalm, psalmul Eclesiastului, capitolul 12. Până când nu se rupe funia de argint și m-aș opri,
să-i mulțumesc lui Titi pentru ea, până nu se rupe funia de argint. Până nu se vasul de aur, până nu icnește roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se duce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Interesant verset. Cine sunt eu? Tocmai discutam astăzi. Andrei avea câțiva anișori și avea întrebări foarte interesante. Mamă, cine sunt eu? De ce sunt eu eu? De unde vin? Eclesiastul ne spune și ea și noi și fiecare dintre noi venim de undeva și ne întoarcem de unde am venit. Observați, în viața fiecăruia dintre noi există un moment în care funia de argint presnește. Țărâna se întoarce în pământ, cum a fost, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. V-ați gândit vreodată că venim de undeva și ne întoarcem de unde am venit? Dar atunci întrebarea este logică. De ce totul se termină la judecată? Pentru că atunci când te întorci de unde ai venit, tu mergi cu o albină de la cules. Și Eclesiastul ne spune că peste vama morții nu putem trece absolut nimic din ce am adunat din deșertăciunea acestei lumi. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă întorc în pântecele pământului. Și atunci, care este rostul vieții? Dacă vin de undeva și mă întorc undeva, atunci mă întreb în primul rând, oare nu cumva este un fel de poezie a Eclesiastului să fie adevărat lucrul acesta? Gândul veșniciei. Poate că este o plăsmuire a minții. Și de aceea, dragii mei, avem o dovadă absolut de netăgăduit a faptului că ceea ce spune Eclesiastul este o realitate. Dovada este viața, călătoria Domnului Iisus Hristos. Dacă vă aduceți aminte, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dar apoi textul continuă și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și ne-am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. A urmat răstignirea, 3 zile în mormânt, învierea din morți, 40 de zile în prezența ucenicilor Săi. Iar în Fapte, capitolul 1, versetul 9 și 10, ni se spune că după ce le-a dat aceste porunci, s-a înălțat la cer și ucenicii priveau cum pleacă și au rămas cu ochii pironiți la norul care i-a ascuns de privirile lor. Și un înger s-a apropiat de ei și le-a zis, bărbați iudei, de ce vă uitați? Așa cum a plecat, se va și întoarce. Care este dovada că noi venim de undeva și ne întoarcem de unde am venit? Care dintre noi poate tăgădui ceea ce celebrăm astăzi? Jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar pentru o moarte trebuia să fie o întrupare. Și după moarte a urmat o înviere și după înviere a urmat o înălțare. Și astfel, istoria Domnului Iisus Hristos, care vine din veșnicii, umblă prin bucla asta fără șira deșertăciunii timp de 33 de ani, după care se întoarce la Tatăl de unde a venit. Vine să dovedească că viața fiecăruia dintre noi urmează exact același tipar. Și vreau să vă spun, elementele esențiale sunt începutul și sfârșitul. Mijlocul este deșertăciune și goană după vânt, dacă nu ți-ai adus aminte de făcătorul tău. Dacă n-ai stat să cugeți la faptul că judecata n-are niciun sens dacă nu există o veșnicie de unde ai venit și unde te întorci, de unde am venit și unde mă întorc. Cu alte cuvinte, imaginea este reală. Țărâna se întoarce în pământ, cum a fost, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat.
Știți ce scrie Pavel în marele capitol al învierii, capitolul 15, versetul 19? Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De ce? Pentru că am irosit toată viața. În loc să adunăm comori în cer, le-am adunat pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și le fură și le sapă hoții. Și unde este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră, spune Domnul Iisus Hristos. Ca să adun comori în cer, dragii mei, comorile din cer se adună prin felul în care ne raportăm la deșertăciunea acestei lumi. Prin felul în care învățăm, dragii mei, să împlinim așteptările Tatălui. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Cartea Eclesiastul ne lasă într-un fel, în bucla asta fără șirea deșertăciunii, ne duce până la judecată și de aceea am adăugat și cartea întâi Cronici lângă ea. Și poate vă întrebați de ce. Eclesiastul este sfârșitul domniei lui Solomon. 1 Cronici este începutul domniei lui Solomon. Și atunci când te uiți la întreaga lui viață, înveți lecțiile pe care trebuie să le eviți sau pe care trebuie să le împlinești. Și uitați-vă, practic, ce se întâmplă la începutul domniei lui Solomon. Cartea 1 Cronici, primul cuvânt din ea este Adam. Și urmează o serie de genealogii, complicate carte de citit, ca dorm lângă ea, dar dacă ai curajul să citești fiecare cuvânt și să urci cu ea, vei ajunge în capitolul 29, versetul 23. Solomon a așezut pe scaunul de domnie al Domnului în locul tatălui său David. Solomon a așezut pe scaunul de domnie al bine, toți faraonii se credeau fii zeilor, toți cezarii, dragii mei, toți împărații pretindeau autoritate prin descendență divină. Să fie oare totul o metaforă sau o realitate? Cu încărcătură teologică extrem de importantă pentru viața noastră, pentru trăirea noastră de fiecare zi. Dacă n-ar exista legământul davidic, aș putea să-l iau pe Solomon și cuvintele cronicarului să le așez în rândul faraonilor sau a cezarilor, vremurilor respective. Dar prin legământul davidic, Dumnezeu face o promisiune. Unul din fiii tăi va ședea pe scaunul meu de domnie pe vecie, în împărăția mea și în casa mea. Scaunului de domnie va fi întărit pe vecie. Și asta mă face să mă întorc, dragii mei, la începutul istoriei, la primul cuvânt din Clodici, Adam. Cine este Adam? Creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să stăpânească peste tot, administrator al pământului, coregent împreună cu Dumnezeu, dar a venit șoapta diavolului și Adam și-a vândut, dragii mei, dreptul de a domni. Deși trebuia să fie împărat, el a ajuns robul deșertăciunii, robul celui rău. Dar să-l las pe Adam și să mă duc la Solomon, la cel mai strălucitor împărat al lui Israel. Și vin doar pe linia lui Iuda. Zile acestea am citit 2 cronici împreună cu Norasu, le-a citit ea, eu doar le ascult. Și am constatat un lucru extrem de supărător. Sunt mulți împărați, vreo 19 în Iuda, unii buni, alții răi. Și când m-am uitat la împărații buni din Iuda, toți au început foarte bine și au terminat foarte prost. Unul dintre ei, afară de cel care a crescut probabil la umbra tatălui său lepros Ozia și despre care nu se spun prea multe, unul dintre ei, dragii mei, n-a știut să-și păstreze stăpânirea. Ca Adam, ca Solomon, toți și-au vândut dreptul de a domni. Toți au nesocotit pe Dumnezeu. Și elementul ăsta ridică o întrebare. Dacă așa arată istoria în 1 și 2 cronici, după ce ai fost așezat pe scaunul de domnie al Domnului, ai prăbușit istoria în robia babiloniană, întrebarea este, ce nădejde este pentru noi muritorii? Care dintre noi poate mai mult sau are mai multe șanse decât a avut Solomon sau David? Uitați-vă, vă rog, la ce face cronicarul. Mai întâi împrumută 4 versete din Ezra. Cartea 1-2 Cronici este ultima din canon. Toate celelalte cărți au fost scrise. Și nu este o carte istorică, ci este o analiză a ei.
din perspectiva planului pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, să facă din tine și din mine împărați, să domnim împreună cu El. Și chiar dacă toți muritorii și-au călcat în picioare, dreptul de a domni este unul care n-a făcut-o. Omul Iisus Hristos, Fiul lui David. Dragii mei, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Dar fără păcat. Despre El am auzit, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Până și în grădina Ghețimani, înaintea morții. Și ascultați promisiunea pe care El mi-o face mie și ți-o face ție. Celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dragii mei, planurile lui Dumnezeu n-au fost dejucate de cel rău. Fiecare dintre noi am fost gândiți, creați și aduși în bucla asta fără șira de șertăciunii, ca să lăsăm pe Dumnezeu să sape în noi chipul Fiului Său, să ne facă compatibil cu cerul, pentru ca într-o bună zi să putem domni împreună cu El peste un cer nou și un pământ nou. Ce incredibilă perspectivă ne deschide Scriptura. În Evrei, capitolul 2, începând cu versetul 5, spune: în adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: ce este omul să-ți aduci aminte de el și fiul omului să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos de îngeri sau de Dumnezeu, spune Psalmul 8. L-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale, toate l-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă toate i-au fost supuse, înseamnă că nimic nu i-a lăsat nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate sunt supuse. După care se mută la adevăratul om, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Da? Din pricina morții pe care a suferit-o. Și autorul vine și continuă, în adevăr, în versetul 10, zice: se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Ce înseamnă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor? Dragii mei, acolo unde este El, vom fi și noi. Scriptura spune că s-a înălțat și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu ca împărat. Și El ne face promisiunea extraordinară că vom putea ședea cu El pe scaunul Lui de domnie. Cartea Eclesiastul ne lasă la judecată. Și în fața judecății, întrebarea este: ce șanse voi avea? Dacă Eclesiastul îmi spune în capitolul 12, ultimele două versete: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Domnul, păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Și pe urmă spune, citiți cu mine cu voce tare, căci și judecata aceasta fie bine, fie rău. Observați dacă judecata găsește și lucruri bune și lucruri rele, citiți vă rog cartea împăraților și veți vedea a făcut ce este bine, a făcut ce este rău înaintea Domnului. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite, dragii mei, tot binele pe care l-am făcut, toate lucrurile care sunt în compatibilitate cu cerul. Înseamnă că există și o răsplătire. Judecata aceasta este dreaptă, se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău, fie bine, fie rău. Judecata este după fapte și poate că este o imagine învechită, pentru că de atunci lucrurile au evoluat, dar gândiți-vă că Duhul nostru este ceva ce înregistrează motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Interesant, Duhul nostru nu înregistrează nici salariile noastre, nici posturile pe care le-am avut, nici slujbele pe care le-am împlinit, nici programele care le-am făcut,
Nu-L interesează pe Dumnezeu, ci pe Dumnezeu îl interesează motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Fapte care sunt compatibile sau nu cu sfințenia Lui. Gândiți-vă că în momentul în care se rupe funia de argint și trupul se întoarce în țărână, Duhul care a fost ca o albină la cules se întoarce pe urdinișul cerului și Dumnezeu care ne-a creat va lua Duhul nostru și va pune sau va băga în computerul cerului și toată viața noastră cu toate aspectele ei vor fi derulate înaintea întregului cer. Spuneți-mi, care dintre noi are vreo șansă la judecată? Care dintre noi are vreo șansă la judecată? Atunci când însuși Domnul Iisus Hristos a zis, vă spun că la judecată oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Ce șanse voi avea la judecată? Așa cum Manu ne-a ajutat să îl găsim, să-l căutăm pe Domnul Iisus Hristos în psalmi. Dragii mei, ce m-aș face fără El la judecată? Ce m-aș face fără El la judecată? Oare de ce ne-a poruncit o singură sărbătoare, frângerea pâinii? Până va veni El, pentru că aici avem dovada faptului că El a plătit pentru toate păcatele noastre, motivații, gânduri, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, toate, dragii mei, sunt acoperite de sângele Lui. Fără El n-aș avea absolut nicio șansă la judecată. Un singur păcat ar fi suficient, un singur păcat ar fi suficient să mă condamne pentru eternitate. Pentru eternitate. Dar este o veste bună. Ajutați-mă să citesc ce scrie acolo. Toți a fi botezat în Hristos înseamnă a fi îngropat împreună cu El și înviat în El și împreună cu El. A muri împreună cu El și a învia împreună cu El. Ori singurul lucru care plătește toate păcatele mele este moartea, pentru că plata păcatului este moartea. Și taina mântuirii este că Dumnezeu ne-a împrumutat moartea Fiului Său ca noi să nu murim, pentru că moartea noastră fizică ar înveșnici într-un fel starea noastră. Dar cum ar fi ca înainte să ajung la judecată, tot completul de judecată este acolo cu Tatăl cel drept care a dat legea, plata păcatului este moartea, în ziua care vei mânca, vei muri negreșit? Înainte de a intra la judecată, mă așteaptă Domnul Iisus Hristos. Ia discheta Duhului meu, o pune în computerul lui, șterge toată viața mea, trage peste ea viața lui și mă trimite înaintea completului de judecată. Știți de ce nu poate fi altfel? Pentru că Dumnezeu nu poate da viața veșnică decât pe merit. Este o mare diferență între cum primesc eu viața veșnică și cum o dă Tatăl. Tatăl fiind drept, El nu se poate tăgădui pe sine. Și de aceea, ca să mă socotească pe mine neprihănit sau drept, trebuie să rămână El neprihănit sau drept. Ori la judecată, dragii mei, El nu poate mântui pe ochi frumoși. El mântuiește pe merit. Celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea lor le dă viața veșnică. Celorlalți le dă pierzarea veșnică. Singura mea nădejde este ca să fiu judecat în hainele Domnului Iisus Hristos, să fie El judecat în locul meu, pe discheta Duhului meu, să fie viața Lui imaculată și nu murdăriile din viața mea. Singura mea nădejde. Acestea sunt eu cu motivații, gânduri, vorbe, fapte, atitudini, tot, dragii mei, ce-am adunat în umblarea mea sub soare. Cum ar fi dacă Domnul Iisus Hristos ar șterge discheta Duhului meu și ar trage viața Lui, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Spuneți-mi, nu se merită să izbucnim în strigăte de bucurie și de laudă la adresa Lui?
Nu uitați lecțiile din psalm, caută-L pe Dumnezeu, oglindește-te în chipul Lui. Dar acolo în mijloc, caută-L pe Hristos. E singura noastră nădejde. Singura noastră nădejde. Eclesiastul este o paranteză sub soare. Te lasă la judecată. Întrebarea mea este, cum să-mi trăiesc viața în această paranteză, ca la judecată să pot ține capul sus și să aud din partea Făcătorului meu, bine rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, ia în moștenire. N-ai trăit viața degeaba. Ai înțeles care-i rostul vieții pe pământ. Cum să-mi trăiesc viața? Oare nu cumva aici ne învață Domnul Iisus la cina Domnului? Două lucruri sunt importante. Dragii mei, nu gestul în sine, pentru că e o bucățică de pâine și puțin vin. Dacă n-ar exista jertfa Domnului Iisus în spatele acestor lucruri, n-ar avea absolut nicio valoare. Nicio valoare. Ceea ce dă valoare este realitatea obiectivă pe care noi o celebrăm cu toții astăzi. Și cele două lucruri, în primul rând, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cum să-mi trăiesc aici, pe pământ, în paranteza asta deșertăciunii, cum a trăit Hristos? Diferența dintre El și mine este uriașă. El a fost ispitit în toate lucrurile ca și mine, dar fără păcat. Eu sunt ispitit în toate lucrurile ca și El, de cele mai multe ori cad, altor mă ridic. Dragii mei, a te pocăi, a-ți recunoaște păcatul, înseamnă ascultare de Hristos. Înseamnă a nu călca în picioare jertfa lui Hristos. Înseamnă a spune ca David, ai milă de mine, păcătosul. Primul mare adevăr, să trăiesc cum a trăit Hristos. Dar al doilea lucru, dragii mei, este că în paranteza aceasta aș putea face câte ceva. În primul rând, să schimb perspectiva, să-mi aduc aminte că mă așteaptă un tron și eu sunt împărat și mă pregătesc să domnesc în viacul viitor împreună cu El. Și noi am avut între noi câteva cărți, am avut între noi Scara devenirii cristice, predicat de pe munte și pe urmele credinței lui Avram. Pe urmele credinței lui Avram. Câteva cărți. Citiți Scriptura și nu uitați, tot ce vom putea duce peste vama morții este ceea ce se adună în noi. Nu ce adunăm noi din deșertăciunea acestei lumi. Noi vom trece peste vama morții fie chipul lui Hristos, fie chipul diavolului. Fie chipul lui Hristos, fie chipul diavolului. Și de aceea nu-i tot una cum îmi trăiesc viața. Dar al doilea mare adevăr cu care ar trebui să ne lase cina Domnului, ni l-a rostit Domnul Iisus în Apocalipsa 3:21. Îl știți pe din afară. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Oare de ce ne-a spus Domnul Iisus? Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până va veni El, da? Spune Pavel. Până va veni El. Pentru că cina Domnului ar trebui să-mi aduc aminte de tron, pentru ce m-a gândit Dumnezeu, pentru ce m-a trimis în bucla asta fără șira deșertăciunii. Care-i rostul vieții? O, suntem aici, dragii mei, doar pentru o vreme. Aici totul este deșertăciune și goană după vânt. Dar incredibilă perspectivă ne-a deschis Domnul Iisus Hristos și ne așteaptă la dreapta scaunului de domnie al măririi. Conform planului Dumnezeu, noi toți am fost gândiți de Dumnezeu ca împărați, ca să domnim împreună cu El în viacul acesta și în viacul viitor. Cine primește în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, va domni în viață împreună cu Hristos. Adică se va folosi de deșertăciunea acestei lumi să strângă comori în cer. Va domni în viață împreună cu Hristos, dar vom domni cu El și în viacul care vine.
Viața este doar o pregătire, este un timp de probă, este un simulator de zbor, dacă vreți. Adevăratele bogății le vom primi astăzi, bogății nedrepte, ne spune Domnul Iisus Hristos. Le vom primi dincolo și noi ne pregătim pentru ele. Ori credincioșia față de Dumnezeu în viața de acum mă pregătește pentru a domni cu El în viața viitoare. Care să fie rostul vieții? Nu uitați, tot ce strângem din deșertăciunea aceasta, lăsăm aici. Nimic nu ducem cu noi. Goi am ieșit din pântecele mamei, goi ne întoarcem în pântecele pământului. Și atunci, pentru ce ar trebui să trăiesc? Pentru un salar mai bun? Pentru casă mai mare? Pentru o mașină mai performantă? Pentru școli mai bune pentru copiii mei? Toate acestea sunt importante, nu putem fugi de ele. Dar dacă n-am adunat nimic în banca cerului, ce folos toate aceste lucruri? Care-i rostul vieții? Să învățăm 5 lucruri, dragii mei. Cele 5 lucruri pe care nu le-a știut Adam, nu le-a știut Solomon, nu au știut-o niciunul din împărații lui Iuda. Ăia buni nu le-au știut. În primul rând, să respectăm autoritatea lui Dumnezeu. El este creatorul nostru, El vorbește, noi ascultăm. Nu El este în slujba noastră, noi suntem în slujba Lui. În al doilea rând, să trăim prin puterea lui Dumnezeu. Vom merge, vom face, dacă va voi Domnul, prin puterea lui Dumnezeu. În al treilea rând, să acceptăm planul și programul lui Dumnezeu, chiar când nu le înțelegem. Dragii mei, nu toate lucrurile se întâmplă când vreau eu și cum vreau eu. Și de cele mai multe ori nu se întâmplă nici măcar ce vreau eu. Și atunci mă întreb, să mă supăr pe Dumnezeu? Nu. Ci accept programul lui Dumnezeu. Lucrurile se întâmplă când vrea El și cum vrea El și de aceea mă plec înaintea suveranității Lui. În al patrulea rând, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem aici ca să trăim spre slava Lui. Și în al cincilea rând, să nu uităm că vom ședea alături de Hristos pe scaunul de domnie, pe cheltuiala Domnului. Priviți ce celebrăm în seara aceasta, pe cheltuiala Domnului. Și Petru ne spune în capitolul 1, versetele 18 în jos, să știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos. Cine e El? Mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut mai dinainte ca miel și arătat pentru noi la sfârșitul veacurilor. De la moarte la viață se intră printr-o singură poartă, pe poarta crucii, pe poarta care este însuși Domnul Iisus Hristos. Noi toți suntem morți în păcatele și în greșelile noastre. Nimeni nu se naște mântuit, dragii mei. Toți avem nevoie de mântuire și de aceea Dumnezeu, în îndurarea Lui, l-a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru. Și Domnul Iisus spune, eu sunt ușa, cine intră prin mine, intră, iese și găsește pășune. Și eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Și felul acesta ne putem apropia de masa Domnului, dragii mei.